Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Taților, echipați-vă copiii pentru lumea reală. Ca să întoarcă inimile părinților la copii. Luca, primul capitol, versetul 17. Cercetările arată consecințele deficitului de tătici. Prea mulți copii trăiesc astăzi fără implicarea tatălui. Prin urmare, copiii ajung să ia decizii greșite în viață, atât în privința relațiilor, cât și a căsătoriei. Așadar, cum poate un tată să-și echipeze copilul pentru viața în lumea reală? În primul rând, cunoaște-i gândirea. Încearcă să cunoști ce-l face să tresalte. Întreabă-l ce materii preferă la școală și care îi dau bătăi de cap. Află ce prieteni are, cu cine își petrece timpul în pauză și după ore. Încearcă să asculți și să înveți. Din când în când scoate-l în oraș la micul dejun sau la un hamburger. Se va simți regește când va fi doar el cu tatăl său. Apoi, învață-l să aibă coloană vertebrală. Una dintre tragediile cu care se confruntă tinerii este rata tot mai mare a sinuciderilor. Iar una din cauze își are originea chiar în batjocura de pe terenul de joacă. Învață-l pe copilul tău să se apere singur. Învață-l ce înseamnă respectul și cum să se protejeze. Învață-l să vorbească cuvincios în clasă atunci când nu înțelege lecția sau să afirme cu îndrăzneală ceea ce crede. Învață-l să fie încrezător în sine când se confruntă cu un comportament nedrept, deoarece copiii care devin saci de box sunt predispuși atacurilor și persecuțiilor. Ce să mai faci ca să-ți echipezi copilul pentru viața în lumea reală? Fii o pildă pentru el. Oricât de performant ești în a ține predici, dacă nu și faci ce spui, copilul va auzi un singur lucru. Taca, 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 taca. Îi poți spune că e important să fie sănătos și activ, dar dacă tu stai mereu tolănit pe canapea, ingurgitând chipsuri cu ochii pironiți în televizor, copilul nu va fi convins. Fii un exemplu, făcând sport, urmând un stil de viață sănătos, având activități și interese nobile. Și vei vedea că îi se va părea super să fie ca tata.